aseară am afirmat. Pocăiții sunt oameni care s-au pocăit. Și pocăiții sunt oameni care se pocăiesc. Sunt trei feluri de pocăință. Pocăința oamenilor care vin pentru prima dată la casa lui Dumnezeu sau aud pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre ei n-au știut că au nevoie de pocăință, dar i-a luminat cuvântul lui Dumnezeu, a făcut lumină la ei în cap și la ei în suflet și și-au dat seama că sunt păcătoși și că sunt pierduți. Și când omul realizează lucrul acesta, capitulează în fața cuvântului lui Dumnezeu și întreabă ce să fac. Și Dumnezeu îi spune, pocăiește-te. Pocăința implică mai întâi să vezi. Vă aduc aminte, nu știu dacă vă aduceți aminte, atunci când Nemia, dregătorul Nemia s-a întors, Nemia în 13, găsim pasajul acesta, când Nemia s-a întors, de la împăratul Ahasveros și a luat o învoire și a venit înapoi la Ierusalim și a observat că preotul Eliashib, care era înrudit cu dușmanul Tobia, a luat o porțiune din facilitățile casei lui Dumnezeu, și anume că mările unde se aduceau zeciuielile pentru leviți și pentru preoți, și le-a dat rudei sale, Tobia, dușmanul, a avut încăperi în facilitățile casei lui Dumnezeu. Și este un verset acolo care spune că atunci când Nemia s-a întors, a văzut răul. A văzut răul. Și când a văzut răul, spune că i-a părut foarte rău. Neemia zicea, am văzut răul pe care l-a făcut Elia și prima dată în drumul pocăinței trebuie să vezi răul din viața ta. Fratele Ricci spunea mai devreme că atunci când Dumnezeu face lumină în sufletul tău, nu mai pot să mătur, nu mai poți să mușamalizez, nu mai poți să acoperi nimic, răul arată rău. Am văzut răul, pe urmă mi-a părut foarte rău. Oamenii ar putea să fie oameni care să vadă rău și să le pară rău, dar nu-i destul. Știți că și Iuda a avut un moment când și-a dat seama de rău și i-a părut rău și s-a căit de rău. Dar nu s-a pocăit. E o mare diferență între a te căi și a te pocăi. Auziți, Nemia spune, am aruncat afară, am aruncat afară din cămările acelea lucrurile lui Tobia, boarfele diavolului. Trebuie date afară din viețile noastre. Să știți că pocăința este un act de brutalitate maximă împotriva firii pământești. Știți că firea pământească nu se teme de legea Vechiului Testament. Tot ce făcea legea Vechiului Testament o băgă în pușcărie. Și ce face harul? O omoară. Spune, omorâți modularele voastre care sunt E un act de brutalitate. Știți că Pavel îi spune lui Tit, harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață, este un profesor, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cu împătare și cu evlavie. Asta e rețeta pentru neprihănire. Iată da, un om care se pocăiește, vede răul, îi pare rău de rău, dă afară răul și pormă zice, am poruncit să se curățească odăile. Trebuie făcută curățenie. Știți cum se face curățenie? Când te umpli de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este mătura care scoate urmele păcatului din viața ta, dârele de păcat, mirosul păcatului din viața ta, petele păcatului din viața ta, împreună cu sângele Domnului Isus Hristos, care ne curățește. Și spune după aia, am adus înapoi în cămări zeciuielile și darurile, pentru că asta a fost intenția inițială pentru acele odăi. Am restaurat. Se vorbea despre închinare. Vedeți? Problema cu închinarea, de-aia avem nevoie de pocăință ca să fim neprihăniți, pentru că noi vrem să ridicăm mâinile, dar Biblia zice să ridicăm mâini curate. Noi vrem să cântăm, dar Biblia spune neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Noi vrem să predicăm, dar spune Biblia cei ce rostesc cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se depărteze de fără de lege. Iată de ce, dragii mei, pocăința este absolut esențială atunci când intri în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, când te luminează Duhul lui Dumnezeu. S-a citit din Ioan despre faptul că atunci când a venit lumina în lume, oamenii au ales întunericul, este o alegere deliberată. De ce? Pentru că n-au vrut să se expună luminii, să li se vadă viața rea. Știți care este cea mai cumplită boală spirituală a lumii? Narcisismul. Narcisismul îmbracă foarte multe forme, inclusiv psihice, dar să știți că este o boală spirituală dintre cele mai periculoase. Ce se întâmplă cu un narcisist? Un narcisist nu poate accepta că e rău. El vrea când se uită în oglindă să admire ceea ce vede în oglindă. Însă, pentru că un narcisist este foarte egoist, el nu face bine. El face rău. Narcisistul face rău aproape lui său. Dacă veți observa, inclusiv la nivel de familie, când unul dintre soți, Face rău celuilalt. Moise, cred că Jennifer ar înțelege foarte bine lucrurile astea. Când îi face rău, știți că în Proverbe spune ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții lui. Dar uitați-vă la femeia din Proverbe 31 că ea nu face nimic pentru ea. Ea face totul pentru soțul ei, pentru copiii ei, pentru casa ei. Totul e pentru alții, pentru cel sărac își întinde mâna să facă. La rândul lui bărbatul merge la porțile cetății, el face bine cetății, el e împreună cu bătrânii cetății la sfat și îi face ei bine că în fiecare zi, de unde credeți că au învățat copiii ei când se scoală? Cred că Dumnezeu îmi pune pe inimă să spun și lucrul ăsta. De unde credeți că au învățat copiii primul lucru când se scoală dimineața -o lau de pe să o laude pe maică-să? Ce credeți că s-au născut așa? Au învățat de la taicăsu, că Biblia spune că și el când se scoală primul lucru, o laudă. Îi dă încrederea lui, îi dă dragostea lui. Oamenii ăștia, niciunul dintre ei nu trăiește pentru el, trăiește pentru celălalt. De aia își fac bine unul la altul și sunt fericiți. Și se mai duce și la porțile cetății să-i zăpăcească pe toți de cap, povestindu-le ce nevasta are el. Dragii mei, narcisistul el, când se uită în oglindă, el vrea să arate bine în fața lui, că el nu poate să accepte că e rău. El vrea să se iubească pe sine. Dar cum poți să iubești pe cineva deformat și mutilat? Moral, spiritual, emoțional. Și atunci știi ce face narcisistul? S Stinge lumina. Stinge lumina. Asta face lumea care zace în cel rău, care trăiește în păcat, care înăbușă adevărul în nelegiuire și care alege nelegiuirea în detrimentul adevărului și al neprihănirii. Stinge lumina, fuge de lumină ca să nu-i se vadă faptele și să nu fie dezamăgit de el însuși. Pe când un om, când intră sub reflectorul Duhului Sfânt, când îl luminează Dumnezeu, el vine la lumină Vede că e rău, îi pare rău că e rău, rupe legăturile răului, se spală în sângele Domnului Isus Hristos și în Cuvântul Său, care e o apă care te spală, și pe urmă trăiește pentru Dumnezeu și pe urmă iubește Lumina ca să-i se vadă faptele pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Acum, frați și surori, Dumnezeu prețuiește această pocăință, dar este o altă pocăință. Pocăința omului care trăiește o viață de neprihănire, dar care nu se raportează nici la lume, care nu se raportează nici la frați, nici la surori, ci se cercetează pe el însuși și se găsește întotdeauna vinovat înaintea lui Dumnezeu. Inclusiv Iov, neprihănitul, s-a pocăit în sac și în cenușă. Mari oameni ai lui Dumnezeu, când s-au întâlnit cu Dumnezeu, au experimentat pocăință. Spune Pavel în Coloseni, când, descrie le scrie apostolul Pavel Colosenilor, pardon, Filipenilor, el fusese în Filipii, el învățase pe Filipeni Evanghelia, și oamenii ăștia au vrut să-l mulțumească pe Pavel și să fie neprihăniți, să fie curați, să-i arate lui Pavel că s-au pocăit de adevăratele. Dar ascultați ce le spune el. În Filipen capitolul 2, de la versetul 12. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Ce spune Pavel aici? Pavel le spune filipenilor că mântuirea trebuie dusă până la capăt cu frică și cu cutremur. Acum, ce ne-ar putea face pe noi să trăim cu frică și cu cutremur? Poate că sunt unii, frate Iulian, care când se uită la voi, conduceți biserica, sunteți păstor, spune, mai să nu vadă păstorul că eu nu sunt chiar așa cum trebuie. Sau să nu vădă frații, să nu-mi pierd imaginea, să nu-mi pierd respectul. Dar dacă chiar n-ar mai putea de frica și cu tremurul de a nu-i vedea alții, Biblia spune, cu tremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta când stați în paturile voastre, apoi tăceți, să te cercetez personal frica și cu tremurul. Niciodată frica și tremurul de oameni nu te va face să te lepezi de păcat. Te va face să te ascunzi. Te va face să te ferești. Te va face să te uiți în stânga și în dreapta. Mi-aduc aminte, steam în Pennsylvania și aveam dormitorul cu geamul la trotuar. Trotuarul din fața casei. Și într-o zi mi-am luat să citesc și m-am așezat, aveam chiar la geam, geamul era ieșit puțin în afară și aveam o platformă cu o saltea așa, unde puteam să stau chiar pe pervaz, era un pervaz mai mare, să mă uit pe geam, să mai citesc, să mai pe geam. În Pennsylvania era foarte frumos, erau pombrazi, o frumusețe, peisaj super. În timp ce eu mă uitam, am văzut un domn care venea pe trotuar. Avea pălărie, avea un uh, pardesiu din asta drăguț. După geantă, am crezut că e lawyer, e un, un avocat ceva. Se vedea că e om de chisit și mergea foarte întins, era așa, un pic spre toamnă, cam răcoare. Uh, mai bătea și vântul și omul mergea întins, acolo unde intenționa să ajungă. În fața casei, știți că trotuarul e făcut din plăci de beton o placă s-a gândit să urce puțin mai sus. Și omul, probabil, știu eu, la ce se gândea, unde se uita, n-a văzut. A dat cu botul de la pantof în placă, geanta a zburat în sus, el a zburat în sus, pălăria a zburat în sus și el s-a dus pe burtă. Am sărit în sus, nu l-am putut ajuta cu nimic și acum m-am uitat să văd curios ce face. Și nu spun ce a făcut. Imediat s-a ridicat, a sărit în sus și primul lucru s-a uitat să vadă de ce a căzut. S-a uitat să vadă. S-a dumirit că a dat în asfalt, după care s-a uitat în stânga și în dreapta peste tot să vadă cine l-a văzut. A uitat să uite și în sus, eu l-am văzut de undeva de sus. Dumnezeu ne vede și mai de sus frica și cu tremurul care ne depărtează de păcat este frica și cu tremurul de Dumnezeu, când ești conștient de faptul că tot timpul te vede Dumnezeu, că îți trăiești viața înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, stilul de viață creștin, în perioada postmodernă pe care eu o numesc și postcreștină, este un stil de viață ateizat. Ce înseamnă ateizat fără Dumnezeu? Trăim de parcă El nu ne-ar vedea. Suntem conștienți că s-ar putea să ne vadă părinții, s-ar putea să ne vadă soțul, s-ar putea să ne vadă soția, s-ar putea să ne vadă frații, surorile, prietenii, colegii. Suntem îngrijorați. Trăim de parcă ăștia există și există. Dar de multe ori trăim de parcă Dumnezeu nu există. Ăsta este un creștinism ateizat. Și din nefericire mulți creștini trăiesc în felul acesta. Ei, chiar dacă ești pocăit, Chiar dacă n-ai făcut păcate, slăbiciuni, mai avem, mai uităm. Însă și pentru alea, știți că psalmistul se ruga să-l ierte Dumnezeu până și de păcatele de care nu și-a dat seama. Asta, e, asta este o pocăință a pocăiților care aparent n au nevoie de pocăință. Dar pentru că noi ne raportăm la Dumnezeu, care e sfânt, care e desăvârșit, când ne uităm la El, ne îngrozim, tremurăm. Și spunea uh, omului Dumnezeu Moise, sunt înfricoșat și mă cu tremur în fața unei imagini a muntelui. Spuneți dumneavoastră, noi ca și pocăiți, ca și oameni care îl înțelegem pe Dumnezeu mult mai bine decât îl înțelegeau ei în vechiul legământ. Doar datorită faptului că nu tremură podeaua sub noi, doar datorită faptului că nu se umple casa asta de fum și nu troznește și nu buvnește, pentru asta să nu ne cutremurăm înaintea lui Dumnezeu? Pavel zicea, trăiți-vă pocăința cu frică și cu cutremur, tot el în evrei spunea că-și Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Frați și surori pocăiți, a trecut vremea trasului de șireturi cu Dumnezeu. Îmi pare rău să vă spun, sunt mulți pocăiți care au impresia că sunt badi-badi cu Dumnezeu, își dau coate, își freacă umerii. cel mai iubit dintre ucenici Ioan care la cine și a plecat capul pe pieptul Mântuitorului îl găsim în primul capitol din Apocalipsa când vine în măreția și în slava lui Domnul Isus Hristos cade ca mort la pământ când vine un înger plin de slava lui Dumnezeu și se arată lui Daniel cade la pământ arătați-mi, vă rog, în scripturi, unde este dezinvoltura prorocilor, unde este aroganța apostolilor, atunci când vorbesc despre Dumnezeu și atunci când vorbesc cu Dumnezeu. Doar pentru că a petrecut trei ani și jumătate cu ei și au mâncat la aceeași masă și din aceeași pungă, ei vedeți dumneavoastră pe ucenici, purtându-se de parcă Hristos este unul dintre ei? De unde vine spiritul acesta de obrăznicie? La cei ce se numesc mari învățători, care se plimbă ca pe bulevard, dau cu piciorul un satana. și vorbesc cu Dumnezeu de parcă e unul dintre noi. Pocăiții, cei mai pocăiți, trebuie să continue să trăiască o viață de pocăință. Când ești cel mai pocăit, între tine și Dumnezeu este aceeași diferență ca între infinit și oricare alt număr. Cei care știți matematică, știți că din infinit poți să scazi unu, poți să scazi un milion, poți să scazi un trilion, poți să scazi un număr pe care nici nu le putem noi imagina. Puneți pe un perete câte zerouri vreți voi. Infinit minus acel număr e tot infinit. Diferența de la acel număr până la infinit e tot infinit. Ei, credinciusul adevărat, când s-a pocăit cel mai mult și cel mai bine, atunci este cel mai smerit și atunci consideră că are încă nevoie de smerenie și de pocăință. Asta e pocăința pocăiților, pocăiți. Și există și pocăința pocăiților care și au vacanță de la pocăință v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor. Ei, pocăința pocăiților care cad, care alunecă, nu care stăruiesc în păcat, nu care trăiesc intenționat în păcat, în viața cărora păcatul e un accident. Pocăința lor este acceptată și primită de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne iubește, știe din ce suntem făcuți și ne iartă și ne primește această... Știți cât de mult primește și iubește Dumnezeu pocăința? Cel mai rău împărat pe care l-a avut... Israelul. E comparabil cu Ieroboam, fiul lui Nebat. Este Ahab. Știți că de rău a fost Ahab? Dumnezeu a ales după el un împărat cu un singur scop, să-i nimicească casa și să-i șteargă istoria pe Iehu. Ăsta a fost scopul lui Iehu, să nimicească casa și influența lui Ahab și a Izabelei. Atât de rău a fost Ahab, 22 de ani, a nenorocit pe Israel, de unde știm? Ilie i-a spus asta. Tu nenorocești pe Israel. Și în momentul în care Dumnezeu a făgăduit că se va judeca cu el și a trimis un cuvânt aspru datorită crimei pe care a săvârșit-o împotriva Sfântului Nabot, care doar își apăra moștenirea și respecta legea care spunea să nu străinezi moștenirea de la părinții tăi. Nabot a fost un sfânt. Au pus martori mincinoși împotriva lui. Și l-au omorât ca pe un om care blasfemiază împotriva lui Dumnezeu. El care l-a onorat pe Dumnezeu și poruncile lui. Știți ce a făcut aham? când și-a dat el seama că nu mai e de glumă. Când a simțit el că a ajuns la capătul sforii și că urmează judecata și pedepsa, spune Biblia că s-a îmbrăcat într-un sac și umbla foarte încet și s-a pocăit, s-a dezbrăcat de hainele împărătești și și ce ce Dumnezeu? Cei lui ai văzut cum s-a smerit Ahab, auzi, nu merită, e prăpădit, nu o să-l țină pocăința mult. Asta e doar de frică. Nu e o pocăință adâncă. Nu și va schimba viața. Dar pentru că eu când mă uit la un om care se smerește și se pocăiește, mi se înmoaie inima mea de Dumnezeu. Și pentru că vreau să vadă toată lumea cât de mult prețuiesc pocăința și cât de repede răspund la pocăință. Auzi, n-am să aduc judecata în timpul vieții lui, ci după el. Pentru acel act superficial de pocăință, despre care Dumnezeu a știut că nu o să-l țină, Dumnezeu a schimbat soarta lui Ahab. Frați și surori, să știți că Dumnezeu așteaptă darurile noastre, dar darurile noastre, contribuțiile noastre, nu îl înduplecă pe Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă închinarea noastră, serviciile noastre, îl onorează pe Dumnezeu, dar nimic nu îl poate schimba pe Dumnezeu în hotărârile lui veșnice, decât pocăința noastră. Știți cât de mult dorește Dumnezeu să ne pocăim? Pentru că pocăința rezolvă problema păcatului, ne pune într-o stare de neprihănire după voia lui Dumnezeu și ne scapă de pedeapsa veșnică. Și asta vrea Dumnezeu. Bine. Încât spunea el în Evrei 11 că și bunătatea și asprimea lui Dumnezeu lucrează spre pocăința noastră. Și acum, astea sunt cele trei feluri de pocăință pe care Dumnezeu le dorește și le așteaptă de la noi. Pocăința omului care vine din lume, pocăința omului care e pocăit și e pocăit bine, dar înaintea lui Dumnezeu se vede nevrednic, și pocăința omului care are scăpări, scăzăminte, falimente în viața lui, nu se obișnuiește cu, el, cu ele, nu se justifică, nu se dezvinovățește, ci se acuză, nu se scuză și se pocăiește. Dumnezeu primește pocăința. Spuneam aseară că aș vrea să vorbesc despre trei lucruri datorită cărora pocăința este esențială. Pentru că dacă nu e pocăință, nu e neprihănire. Haideți să mai fac o mică paranteză pentru ca să explic de ce pocăința noastră, chiar și atunci când credem că suntem foarte bine pocăiți, dar înite atunci când am scăpat lucrurile, de ce este atât de esențial să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc puțin despre uh, pretenția lui Dumnezeu cu privire la cina Domnului. Știți că spune Apostolul Pavel în 1 Corinten capitolul 11 versetul 28 Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Nu vorbim aici despre oameni care experimentează pocăința de la început. Pocăința de faptele moarte, o numește Pavel în Evrei, capitolul 6, versetul 1. Este vorba aici de o cercetare personală la cina Domnului a unui om pocăit care e gata să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Omul acesta, dacă a avut o scăpare, un scăzământ în viața lui, el deja a rezolvat problema aia. Tu nu vii duminică dimineața la cina Domnului și spui, ia să vedem, oi fi mințit, oi fi furat, oi fi vorbit murdar, nu, astea se rezolvă în fiecare zi. Când tu vii la cina Domnului, te cercetezi ca să te găsești nevrednic. Când tu te cercetezi să te împărtășești cu suferințele Mântuitorului, dacă te găsești vreodată vrednic, te rog să nu te împărtășești. Scopul împărtășirii este să spui, Doamne, sunt nevrednic să mă unesc cu actul acesta sublim al crucii, al jertfei tale, că nu merit. Ești vrednic, te împărtășești în mod vrednic, nu pentru că ești, pentru că meriți, că asta e o dovadă de obrăznicie și aroganță iarăși, ci ești vrednic în vrednicia Domnului Isus Hristos pentru că te cercetezi. Pentru că te cercetezi. Și acum, aici sunt de fapt trei judecăți. Toate conceptele care vorbesc despre pocăință sunt în trei, în numere de trei sunt trinitare. Sunt trei judecăți aici în pasajul din 1 Corinteni, capitolul 11. Prima judecată este judecata personală pe care o face cineva. Versetul 31. Dacă ne-am judeca singuri. Cu alte cuvinte, când sunt la cina Domnului, dar și când mă rog rugăciunea de cercetare, scopul e ca eu să mă judec. Este prima judecată, judecata personală. Ce fac atunci când mă judec? Închid ochii și îl las pe Duhul Sfânt să meargă cu reflectorul în toate colțurile, în toate încăperile ființei mele. știți că ființa omului este foarte complexă. Știți câte straturi? De-aia spune Biblia că inima omului e nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea domne uneori trebuie să mergi la toate etajele și nu găsești praful decât în pivniță. Trebuie să te plimbi prin sufletul tău de sus până jos și dintr-o parte până în alta. Și știți ce face firea pământească? Când controlezi în camera asta, fuge cu mizeria în camera altă. Când ajunge acolo, coboară la etajul inferior. Fuge de cercetarea Duhului Sfânt, doar că să nu o mături pe firea pământească. Ei, judecata asta trebuie să fie extrem de minuțioasă și de aspră. Împotriva ta. Și la sfârșit să te găsești nevrednic și să spui, da, Doamne, am făcut lumină în sufletul meu, și mă găsesc nevrednic de desăvârșirea ta. Cum să stau eu alături de sfințenia ta, de desăvârșirea ta și să mă împărtășesc cu trupul tău și cu sângele tău? Și Domnul spune, stai liniștit, abia cum ești vrednic. Acum ești vrednic pentru că nu cu vrednicia ta, ci cu vrednicia mea, nu cu neprihănirea ta, ci cu neprihănirea mea stai la masă cu mine. Lăudați să fie Domnul. Prima judecată e judecata personală. Acum, a doua judecată este judecata Domnului. Acum. Și au zis ce spune de la versetul 29. Că -și cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Adică cine mănâncă trupul și sângele Domnului, ca și când își mănâncă franzela și își bea apa acasă. Sunt unii care așa stau la cina Domnului, de parcă și-ar mânca prânzul și cina acasă. Nu, trebuie deosebit, trebuie să fie un moment sfânt, trebuie să fie un moment special, trebuie să fie un moment sacru, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Asta se leagă de Evrei, capitolul 12. Motivul pentru care suferințele vin în viața noastră sunt multe. Primul motiv este că suntem oameni. Zic și Elisei, marele Elisei, eu m-am enervat când am citit acolo. Am zis, cum Dumnezeu, un asemenea bărbat îi închizi istoria, și că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Cum așa, Domnule? Asta după ce predecesorul lui este înălțat cu un car de foc la cer. Și Elisei zice, de ce s-a îmbolnăvit Elisei? Nu pentru că a fost păcătos, a fost omul lui Dumnezeu, a fost prințul prorocilor, cele mai multe minuni le-a săvârșit Elisei. Știți de ce? Pentru că a fost om. Dacă nu erau oameni, Pavel nu murea, Petru nu murea, Ioan nu murea, ce nevoie am fi avut de ei astăzi? Ei, au murit pentru că sunt oameni. În al doilea rând, oamenii se îmbolnăvesc sau au probleme sau dureri în viața lor pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu în ei. Că dacă nu mor, nu ești înviat. Dacă nu te îmbolnăvești, nu ești vindecat. Foarte mulți, să știți că suntem foarte parșivi. Nu vrem să ne îmbolnăvim, dar vrem să facă Dumnezeu vindecări între noi. Păi ce să vindece dacă nu se îmbolnăvește nimeni? Dacă Domnul nu murea, putea să învie, nici de cum. Unii dintre noi se îmbolnăvesc pentru ca să ia Domnul acasă, în veșnicie și în slavă, să-i vindece de tot. Alții se îmbolnăvesc ca Dumnezeu să-i vindece și să-și arate slava. Alții se îmbolnăvesc pentru ca Dumnezeu să demonstreze că are în lumea asta oameni care nu-L slujesc pentru interese și binecuvântări. Ca Iov. Știți de ce a suferit Iov? A suferit pentru ca Dumnezeu să demonstreze în cer, înaintea fiilor lui Dumnezeu și înaintea satanei, că Iov nu-l slujește pe Dumnezeu din interes, ci pur și simplu pentru că îl iubește și îl prețuiește. Numai de aia. Pentru că dacă nouă ne-ar merge toate lucrurile bine și nici n-am răci și nici n-am tuși, oamenii din afară ar spune, normal că se ducă ăștia la biserică, domnule, uite, Dumnezeu nu-i lasă nici să răcească, nici să îmbolnăvească. Mai știi poate că s-ar pocăi și ei și nu prin credință, că doar au trecut lacul în partea elaltă și s-au dus după el pentru că le deduse să mănânce din pâini. Și Domnul se lamentează, spune, voi nu mă urmați pentru că voi credeți în mine, ci pentru pâinile pe care le-ați mâncat. Ei, Dumnezeu ne lasă să suferim, uneori chiar despărțirea de cei dragi, ca să arate în lumea asta că noi nu ne pierdem bucuria mântuirii și că nu ne întristăm ca cei care n-au dar există și o categorie de suferințe în viața noastră care sunt rezultatul nevegherii noastre. Și când Dumnezeu face lucrul ăsta, ne judecă și ne pedepsește aici, e pentru că ne iubește și vrea să ne îndrepte. E judecata lui Dumnezeu aici pentru ca să ne trezească. Și auziți? Versetul 31. Dacă ne-am judeca singuri, adică noi înșine, n-am fi judecați. Versetul 32. Dar când suntem judecați, e vorba de judecata asta de acum, suntem pedepsiți de Domnul de ce? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Asta e a treia judecată. Judecata de apoi. La judecata de apoi, pedepsa este veșnică și irreversibilă. Și Dumnezeu știți ce spune? Cum să-l las să ajungă acolo? Trebuie să-l trezesc aici. Trebuie să-l purific aici. Trebuie să-l curățesc aici. Iată, printre multele motive datorită cărora apar probleme în viața noastră, este și pentru ca Dumnezeu să. Ne judece ca să nu ajungem la judecata de apoi. Și, bineînțeles, că sunt anumite probleme pe care ni le facem cu mâna noastră. Dacă mergi foarte tare cu mașina pe șosea și nu ești atent și vorbești la telefon sau butonezi, putea să intri în stâlp fără niciun fel de scop divin. Acum că Dumnezeu o va folosi într-un fel și pe asta, e altceva dar e doar pentru că n-ai fost înțelept. Dacă n-ai grijă de tine, mănânci dezordonat și așa, pățești ca mine. Ajungi cu 500 diabet în spital, aproape de comă diabetică și pe urmă te trezești. Am scăpat de 60 de pounds în patru luni de zile. Uite așa i-am mototolit și i-am măturat. Unele ni le facem noi, suferințele, pentru că nu suntem atenți și trăim neîngrijit. Ei, astea sunt cele trei judecăți, toate cu scopul de a ne purifica judecata personală ca să ne întreținem neprihănirea și să fim vrednici de Domnul, prin vrednicia Lui, judecata pe care o facem împotriva noastră, chiar atunci când avem greșeli și păcate și ne pedepsim noi, ne judecăm noi, ne umilim noi, ca să ne ajungă Dumnezeu să trebuiască să o facă, Dumnezeu o face pentru ca să ne ajungem la judecata de apoi, pentru că acolo lucrurile sunt grave. Am spus lucrul acesta, pentru ca să vedeți cât de importantă este neprihănirea în viața noastră și judecata asta, ce implică judecata? Că dacă doar ne judecăm și tragem linii, nu, implică pocăință. Pocăința este aceea care readuce sau păstrează starea de neprihănire în viețile noastre. Că neprihănirea este esențială. Că nu avem grijă de neprihănire întotdeauna prin pocăință, singura cale de a păstra sau de a recupera neprihănirea în viețile noastre e prin pocăință. Pentru că noi suntem oameni slabi, dacă nu ne pocăim, ne degradăm din ce în ce mai mult și nu mai suntem neprihăniți. Este exact ca un lucru sensibil pe care trebuie tot timpul să-l lustruiești ca să nu se pună praful pe el. Pocăința lustruiește neprihănirea noastră și o păstrează strălucitoare. Care sunt cele trei lucruri pe care le compromitem atunci când nu suntem neprihăniți și când nu ne pocăim ca să fim neprihăniți? Primul este maturizarea noastră spirituală. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere, la înțelegere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, sunt trei categorii de credincioși, sunt părinți, sunt tineri și sunt copii. Care e diferența între ei? Copiii nu-și pot purta de griji. Tinerii își poartă de grijă lor, dar nu pot purta de grijă altor. Părinții au grijă și de ei, îi mai strunesc și pe tineri și părinții au grijă de copii. Deci voi trebuia să fiți de mult părinți spiritual, să vă fi maturizat, să fi crescut. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și acum ascultați! Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, despre neprihănire, căci este un prunc din cauză că s-a întrerupt neprihănirea, pocăința, sfințenia, s-a întrerupt și creșterea spirituală. Și omul rămâne pipernicit și prung și noi începem să predicăm ce? Lapte. Băi, nu aveți. Fraților, spuneți dumneavoastră, dar din păcate îmi pare rău de părinții spirituali. Spuneți dumneavoastră, putem lăsa copiii în credință să creadă că alcoolul e bun? Că e numai în cantități sociale. Putem să nu vorbim împotriva cinematografelor unde se duc și văd ferească Dumnezeu ce și ce cuvinte și expresii și înjurături aud acolo și în ce mediu infect se duc? Putem să nu vorbim despre stadioane unde se duc unde-i băutură, unde surle te cipete, unde sunt jurături, unde se duși cu copiii, ca să e, petreacă timp de calitate tata cu băieții. Pe stadion! Pe stadion! Și mă când ajunge drogat și vai de capul lui, spune, oh, ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? E da bani de cinematograf. Ai petrecut timp de calitate cu el unde? Nu la rugăciune, nu la biserică. În mijlocul mizeriei lumii acestea. Asta este unul dintre cele mai păgâne acte, stimați frați și surori. Știți că a fost un împărat care și-a trecut copilul prin foc și l-a aruncat în foc. Asta este păgânism și ocultism. Din păcate, sunt unii care își aruncă copiii în foc prin permisivitate, dându-le voie să facă temirce. Azi, unii au movie night la biserică. s Sau afișează meciuri pe ecran. Organizează campionate la biserică. Dumnezeu, fraților, ăsta nu-i scopul bisericii. N-are cine să organizeze campionate, n-are cine să organizeze... Ei, predicăm despre lucrurile astea pentru că sunt unii blocați la faza asta. Le vorbim oamenilor despre decență în îmbrăcăminte pentru că sunt încă unii în biserică care se îmbracă indecenți. Și să mă iertați, stimați frați. Și dragi băieți, chiar dintre, din partea bărbătească cei cărora vă plac stilurile astea de îmbrăcăminte pe corp, noi, noi bărbați, mă iertați, vre, trebuie să vă spun lucrurile astea, că mă doare sufletul să nu vi le spun. Noi bărbații suntem cilindri. Țineți mine, noi suntem butoaie. Asta suntem noi. Când te îmbraci niște pantaloni ne ea, de tot și încerci să-ți croiești lucrurile ca să arăți interesant, Asta e moda homosexualilor. Ăștia sunt lansatorii de modă la ora actuală. Și închipuiesc cum arată un cilindru sau un butoiaș pe două bețe. Dacă aveți impresia că sunteți atrăgători, sunteți dezgustători. Am fost în biserici conservatoare, unde surorile trebuie să fie foarte... Bun. Și eu cred că capul trebuie acoperit, că este în Biblie negru pal Și nu e cultural, nu că zice, din pricina îngerilor, să spună cineva care e cultura îngerilor. Și nu este părul învelitoarea capului, e învelitoarea naturală a capului. Și când Pavel spune, dacă cineva nu vrea să-și acopere capul, asta înseamnă că s-a tuns, nu? Că dacă părul este învelitoarea naturală, și nu vrea să poarte capul acoperit, înseamnă că s-a tuns. Zice, dacă nu vrea să se acopere, să se tundă, păi de ce să mai tundă, să radă, că e deja tunsă și rasă, că nu vrea să poarte capul acoperit. Sunt două acoperiri, cea naturală, părul, și cea artificială, acoperirea capului. de a spune Pavel și traduceți corect ce spune Pavel. Pavel spune așa, Dacă e rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă în societatea asta, și ce fac femeile? Nu se tun și nu se ras, rad. Pentru că se supun normelor de conduită sociale. Cum de poruncile lui Dumnezeu nu le respectă și nu-și acoperă capul? Că n-are o tonă și le-am împachetat, stimate surori, de sânsfori invizibile. Atea le-am împachetat până nu se mai văd. Portațiile ca să-L onorați pe Dumnezeu, e un semn al stăpânirii și este biblic. Ei, de ce predicăm despre lucrul ăsta? Că ce doamne, predicăm cârpe? Predic... Păi am rămas la adevărurile începătoare, predicăm cârpe pentru că nu le respectăm. Spuneți mi asta, când ați fost la școală, dacă ați fost în clasa 1, dacă ați fost în clasa 2, dacă ați fost în clasa 3 și n-ați trecut clasa, a zis cineva, poftim mai sus, poftim în clasa 5? -a? Când tu n-ai luat notă de trecere în clasa 4, -a, te-a trecut în clasa 5? -a? Nu. Te-a întors înapoi în clasa 4. -a. Bisericile noastre au rămas în clasa 1, la adevărurile începătoare, și nu putem trece la hrana tare, pentru că ne necăm cu ea. Și vă spun eu de ce ne necăm. Am făcut proba asta. În orice biserică mă duc și încep să predic despre lucrurile astea, să vedeți cum începe tusea și necu de parcă cine știe ce gogomănie am spus. Dar eu am citit din Biblie. Și ce? Păi da, frate, da, stai, dar nu scrie decât o dată. Dar unde scrie în Biblie că trebuie să scrie de două ori ca noi să auzim o dată? Mie mi s-a părut că scrie să vorbească Domnul odată și noi să auzim de două ori. Și ce vreți în 1200 și ceva de pagini să scrie totul de câte 3, 5, 8, 19 ori? Auziți versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată sau rațiune s-a deprins, s-a obișnuit, cum prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Știți de ce spune Petru că cei care nu mai știu să facă deosebirea între bine și rău niște orbi care trebuie duși de mână? Din nefericire, de multe ori, sunt credincioși pe care trebuie să-i ducem de mână și ei întreabă, dar sincer, săraci, e păcat să, e păcat să, că pe undeva conștiința îi zgârie. Eu nici nu aștept să termine întrebarea și le spun, da, Păi stai că n-am spus, dacă te freacă aici undeva, te zgârie, e păcat. Însuși faptul că întrebi, nu te lasă cugetul în pace, e păcat. Că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Dragii mei, ascultați ce spune în 6 cu 1, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Și mai departe. Noi încă trebuie să predicăm despre cele din adevăruri, pentru că, și Pavel spunea așa, zice, nu știu ce să mă fac cu voi, că încă simt durerile nașterii. Nașterea trebuie să fie un eveniment, te-ai născut și gata, acum crești. Zice, dar eu încă simt durerile nașterii până când? Până va lua Hristos chip în voi. Voi nu vă mai nașteți odată. Este versetul din Ioan 10 care spune, va intra, e ușa Hristos, de fapt acolo Hristos e un șablon, va intra și va ieși și va găsi pășune. Ce înseamnă asta? Intri, tu când vii din lume, ești mare, cu multă încărcătură dacă alea e strâmtă și poarta e strâmtă și nu încapi. Și atunci toată firea pământească trebuie decupată, scoată afară ca să rămână numai conturul lui Hristos în noi. Ei, acolo e greu că firea pământească țipă, urlă, se vaită. Nu vrea să se deslipească de noi. Și atunci ne înghesuim și nu mai ieșim în partea altă și de aia nu avem pășune, de aia nu avem hranătare, Că nu mai au o dată Hristos chip în voi și pe mine mă doare de parcă v-aș naște iarăși. Ei, în momentul în care devenim modelabili și sunt rupte și tăiate toate tentacolele firii pământești și încăpem pe șablonul acesta care este chipul Domnului Isus Hristos, Abia atunci ieșim în partea altă și avem pășune. Că mulți au speculat că textul ăsta e pentru dezidenți. Intri în biserică și pormăiești din biserică și acolo ai pășune. În biserică ai pășune. În casa lui Dumnezeu ai pășune. Ei, creșterea spirituală, maturizarea spirituală este împiedicată fără neprihănire și neprihănirea nu există fără pocăință. Doi. A doua mare pagubă în lipsa neprihănirii datorită lipsei pocăinței este în ceea ce privește mărturia noastră. Și când vorbim de mărturia noastră, vorbim despre două lucruri. Auziți ce spune apostolul Petru în, capitolul, în 2 Petru, capitolul 2 de la versetul 1. În noroc s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Ce sunt aceste erezii nimicitoare? Cu privire la ce? Ascultați versetul 2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Învățături false cu privire la neprihănire, ce e și ce nu e păcat. Indulgențe, permisivități, lărgirea căi, astea sunt erezii care nimicesc, care deformează adevărul despre sfințenie și neprihănire. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Ați auzit despre, păi așa fac pocăiții? ne pierdem mărturia. Oamenii nu mai dau doi bani pe ce predicăm noi și pe ce vorbim noi și pe ce vestim noi. Asta este prima pierdere a mărturiei. Știu că am găsit și pentru asta o soluție. Elegantă de tot. spuneam, vă rugăm să nu vă uitați la noi. Noi suntem păcătoși. Fraților, câteodată atâta ne lamentăm, Spunem, fraților, suntem niște nemerni, niște păcătoși. Păi noi insultăm crucea lui Hristos când spunem lucrul ăsta. i au zis ce spune Pavel. Însuși Duhul nostru adeverește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem copiii lui Dumnezeu. Ne târâm și ne voi cărim că suntem... A, înțeleg, când o facem pentru ca să ne arătăm dependenți de Dumnezeu și ca să arătăm că noi credem în neprihănirea Lui, nu a noastră, dar trebuie să explicăm, trebuie să dăm, să facem afirmații cu explicații. Pentru ca nu cumva să vină oamenii să tragă o concluzia, vine un om din lume care el trăiește cât de cât o viață morală. Și el, primul lucru care îl aude, fraților, nu vă uitați la noi, suntem niște prăpădiți, suntem niște oameni de nimic, suntem niște camalii, suntem niște... Asta și ea și copiii fuge afară, zice, bă, stăm aici în clubul ăsta de oameni nemernici. No, aici sunt neprihăniții Domnului! Sunt sfinții Domnului! Sunt răscumpărații Domnului! Și Pavel n-a zis, nu vă uitați la mine, a spus, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Urmați-mă pe mine, fraților! Păi omul vine, măi, fraților, măcar de am avea pe pereți. De la am avea pe Hristos undeva pe perete. Că vine omul și spune, nu vă uitați la noi, dar la ce zori. Păi uitați-vă acolo, la ala de pe pereți. Dar noi spunem că nu i avem pe pereți, că normal, ăia sunt idoli. Nu reprezintă nimic, nu ajută pe nimeni. E omul când se uită la o statuie, cu și nu vede nimic. Ce îi spune lui statuia aia despre cine e Hristos, despre ce viață a trăit Hristos și așa mai departe? Nu știe nimic. Și din limba latină e greu să înțelegi ce și cum. Ascultați, Oamenii trebuie să se uite la noi, noi suntem modelele pe care Hristos le-a lăsat în lume ca oamenii văzându-ne pe noi, auziți, văzând felul nostru de purtare sfânt, în ziua cercetării să slăvească pe Dumnezeu. Mărturia noastră este știrbită atunci când nu trăim neprihănirea și când nu ne pocăim. Dar mai este un lucru, frați și surori. Toți am vrea ca Dumnezeu să lase semne și minuni în mijlocul nostru. Însă ce sunt semnele și minunile? Pentru că în Marcu 16 spune că ele vor însoți pe cei ce vor crede și vor însoți cuvântul pe care îl predică. Adică Dumnezeu pune ștampilă pe credința noastră, pe viața noastră, declară prin noi în fața lumii că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Acum spuneți dumneavoastră, dacă noi trăim o viață murdară, dacă noi trăim o viață fără pocăință, poate Dumnezeu să pună ștampila pe stilul nostru de viață și spune, ăștia sunt ai mei, ia uite ce minuni fac în mijlocul lor. Slăvit să fie Domnul că face mai multe minuni decât merităm și dacă nu ne-ar vindeca și dacă nu s-ar atinge de noi, n-am fi în viață. Suntem în viață, că toți ne mai îmbolnăvim, toți mai avem probleme. Dumnezeu are milă de noi, dar ar putea să facă mult mai mult. Dacă noi am trăit o viață mai sfântă, mai aproape de El, mai curată, că atunci Dumnezeu n-ar avea o problemă să pună ștampila în dreptul bisericilor noastre, în dreptul vieților noastre și s-ar folosi de noi mult mai mult. E știrbită mărturia noastră când nu trăim o viață neprihănită și când nu ne pocăim. Și în al treilea rând, este poate fi compromisă și pusă în pericol chiar mântuirea noastră, nu numai maturizarea și mărturia, ci și mântuirea noastră. Pentru că atunci când te obișnuiești să trăiești în păcat, îl jocorești pe Dumnezeu, îl sfidez pe Dumnezeu și Biblia spune că Dumnezeu nu se lasă să fie mă ascultați ce spune în Evrei capitolul 6 de la versetul 4 găsiți cei mai fantastici de groază teologi să scape de versetele astea să le interpreteze corect eu doar vi le citesc și spuneți dumneavoastră ce înseamnă ele și cei ce au fost luminați odată ce înseamnă au fost luminați? a venit Duhul Sfânt, le-a făcut lumină în cap și în viață și au dat seama de rău, le-a părut rău de rău, au scos rău din viața lor și s-au pocăit. Au gustat darul ceresc. Darul ceresc este mântuirea, dar tot darul ceresc este și lucrarea Duhului Sfânt. Paranteză. Aveți grijă cei care spuneți că botezul cu Duhul Sfânt este opțional și că putem și fără el că doar e dar. Păi și mântuire e dar. Poți să zici că n-ai nevoie de mântuire doar pentru că e dar? Îi întoarci spatele lui Dumnezeu când el spune că vrea să-ți dea darul Duhului Sfânt când ucenicilor le-a zis nici să nu se depărteze de Ierusalim până nu vor primi o putere? Și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, fraților, ăștia-s pocăiți, ăștia-s născuți din nou, ăștia-au experimentat până și botezul cu Duhul Sfânt. Și ascultați! Versetul 5. Și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Asta e arvuna binecuvântată, și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie în Noițiară și a la pocăință. Numai bateți-vă cu fratele Pavel. Trimiteți-i lui scrisori. Acuzați-l pe el de erezie. Eu citesc ce spune fratele Pavel fiindcă ei răstignez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bat jocorit, când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare pentru celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu, dar dacă aduce spin și mărăcin, asta e roada lui, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei în capitolul 10, că mult se înseamnă ce înseamnă să cădem. Versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia Adică dacă păcatul devine parte din stilul nostru de viață, devine parte din agenda noastră, devine parte din orarul și programul nostru zilnic. Și spunem, de la ora cu tare îmi programez două ore, trei ore, nouă ore de păcat. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bat jocorii pe Duhul Harului. Acum, ca explicație. Eu cred că atâta vreme cât un om trăiește și respiră, Dumnezeu îl cheamă la pocăință și dacă își revine și dacă se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu nu îl respinge. Dar nu alegeți ca variantă primă lucrul ăsta. Ascultați-mă, tinerilor, nu alegeți varianta fiului risipitor. Pentru că pentru fiecare fiu risipitor care se întoarce acasă, milioane de ei rămân la porci pentru tot restul vieții și își rup gâtul. Vorbesc din practică. Am văzut de prea multe ori lucrul ăsta. Pentru că vine câte unul și spune, fraților, eu am fost drogat, eu am fost așa, eu am făcut cu tare, eu am dres, eu așa, nu știu ce, și uite, acum Dumnezeu mă folosește, că eu predic Evanghelia, că eu cânt, că eu fac, că eu drec. Și măcar dacă s-ar spune, vă rog frumos, să nu faceți ca mine, că am alții zece care au murit de doză, Nu urmați drumul meu, dar în mintea unor tineri este, mă duc în gust viața, trăiesc cum vreau, când la un moment dat nu mai îmi plac roșcovele de la porci, mă întorc acasă la tata. Pilda fiului risipitor este ca să arate cât de bun e tata, nu cum trebuie să venim la tata e pentru fii risipitori pe care vrem să-i recuperăm din foc, să-i smulgem dacă se poate din foc, urând până și cămașa mânjită de carne, pentru ca nimeni câtă vreme respiră să nu-și piardă speranța. de e scris aici pilda fiului risipitor. Că sunt unii care au plecat așa de departe, au risipit averea tatălui și au făcut de cap și ce facem cu ei? Îi luăm și dăm cu ei de a zvârlit -a iad? Nu! îi chemăm la pocăință, îi chemăm la mântuire. Și le spunem că Tatăl este cu brațele deschise și îi așteaptă. Dar pentru voi, care n-ați trecut pe la porci, care n-ați trecut prin țara străină, risipindu-vă averea Tatălui, nu încercați varianta asta, pentru că pentru fiecare unul care face calea întoarsă, cei mai mulți nu se mai întorc. Frați și surori, aș vrea să închei spunându-vă un lucru foarte, foarte, foarte important. Când frații au anunțat o săptămână de pocăință, știu că pocăința nu este un subiect prea fermecător. Dacă mi-ar fi venit rândul să vorbesc despre puterea Duhului Sfânt, despre lucrările miraculoase ale lui Dumnezeu, probabil că mai mulți ar fi dat din cap și ar fi spus amin. Pocăința nu este un subiect plăcut. Pocăința pare un lucru înjositor ca să te pocăiești, trebuie să ridici mâna în sus și, vedeți, noi am transformat pocăința oamenilor într-un lucru triumfalist. De parcă ăștia care vin în față să se pocăiască, cine știe ce servicii îi fac ei lui Dumnezeu? Normal că îi tratăm foarte frumos și îi sub barbă, pentru că fac succesul adunării noastre și a predicilor noastre. Zice, eu predic Evanghelia, îi cheam la pocăință și vin o sută în față. Am avut sub predică bună, am ținut frate Iulian, mă mai chem și altă, de sa o s-a pocăit o sută. Și fac tot posibilul să-i gâdil, să-i să le spun, vai, vă iubești, vă nu știu ce. Domnule, vorbesc despre o sută de mii de lucruri, inclusiv îi bagă în rai direct și le spun că calea lor va fi plină de flori și de bomboane și de ciocolată numai să vină și nu-i trec pe la smerenia pocăinței. Ba pe urmă îi plimbăm ca pe urs. Nu știți că dacă se pocăiește o vedetă, sau de pocăiește un artist sau dacă se pocăiește un preot, pă, ăsta are programul încărcat, asigurat, e rezolvat, nu? Și nu are omul timp să se pocăiască. Este un mod triumfalist, Adevărata pocăință îl prăbușește pe om, îl umilește pe om, îl strivește pe om și nu ne place orgoliul nostru de oameni, personalitatea de noastră de oameni. Nu vrea lucrul ăsta. Însă fără pocăință și fără neprihănire, vreau să vă spun ceva foarte important nu veți avea nici pace, nici îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Uneori când ne prezentăm înaintea Domnului să-i cerem ceva, suntem foarte, foarte timizi când e vorba de făgăduințele lui Dumnezeu. Când ne gândim la mântuirea și la pocăința noastră, în singurătatea sufletelor noastre de foarte multe ori avem mari dubii și ne întrebăm oare eu chiar sunt mântuit? Nu-mi spuneți că nu, că vin mulți la noi și se plâng de abonia asta. Așa că am să mai citesc vreo câteva versete și pe urmă am să zic amin. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Ioan capitolul 3, de la versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr în Duh și în adevăr închinare în Duh. Ce înseamnă în Duh? Lucrarea interioară pe care o face Dumnezeu. Ce înseamnă în adevăr? Lucrarea din interior văzută în afară, trăită de adevăratele. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui în orice ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, aici e vorba de conștiință. Când citim despre inimă, vorbim despre mai multe lucruri, nu vorbim de inima asta care bate sânge. Asta nu asta e un organ, Inima este identitatea noastră, inima este rațiunea noastră, că de acolo ies gândurile, inima este personalitatea noastră, inima este conștiința noastră. Dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere, vom căpăta de la El de ce? Fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea. Eu mă rog din toată inima, ca Dumnezeu să ne dea și voința și înfăptuirea. Acum, ce înseamnă să ne dea voința? Înseamnă să ne dea capacitatea de a alege. Ne-am zestrat cu această capacitate. Însă după ce noi alegem și spunem, Doamne, vreau să fiu pocăit și poate că în seara asta ai voința asta. Vreau să mă pocăiesc. Dar am mai încercat de multe ori și n-am reușit. Să știi că tot Dumnezeu îți poate da și în înfăptuirea prin Duhul Sfânt. Și pentru că nu vreau să las un lucru nespus, mai au numai două minute să vi-l spun. Fratele Iulian menționa seară despre unii care au chiar legături, lanțuri în viețile lor, sunt legați fedeleși. și țipă și strigă, ajutați-mă în rugăciune că sunt legat de-o patimă. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lume și a murit pentru noi, și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru întregii lumi, a dat la perete poarta închisorii. Pentru că dacă cineva vrea să iasă din închisoare, să poată să iasă din închisoare. Atunci ne-a dat și voința și înfăptuirea prin jertfa lui. Într-o revistă de la oastea Domnului era o imagine, o caricatură. Un om beat cu sticla în mână, avea un lanț în mână și în partea alta lanțului era diavolul care ține lanțul. Și ăsta era vânăt și era amărât și distrus și striga ajutor și cineva a spus, dă domule drumul la lanț. Dacă ești legat sub niște legături, s-ar putea să trebuiască să stai toate conexiile de internet. Uh, și cineva mi-a spus, frate, nu pot că e, ca, e mâna mea. Păi zic, Biblia zice că dacă mâna ta te face să cazi în păcat, să o tai. Și unii să nu creadă că trebuie să-și taie mâna asta. S-ar putea să stai telefonul celular, consola care te ține ori în șir să butonezi. Te dementizează. Conexia de internet, cablu și posturile de televiziune care te leagă, relațiile toxice care te turăsc spre patim neîngăduite. Vin unele familii la mine și spun, frate, avem scandal în familie și își povestesc păcatele lor. Și uneori le spun, tăiați-vă conexia de internet, tăiați-vă cu tare. Ce credeți că mi-a spus odată unul? Zice, frate, astea sunt uh, drepturile mele umane, my human rights. Și erau drepturile lui, de cetățean, frați și surori. Există posibilitatea de a fi rupte lanțurile, dar trebuie să dăm drumul la lanțuri. Și trebuie să luăm măsuri drastice în viața noastră. Pentru că degeaba, mă rog, eu pentru tine acum, Doamne, eliberează-l, dacă tu nu închizi și nu scoți aparatul ăla, și dai cu el de pământ. Am avut oameni care cu succes au scăpat de patim când au ascultat ce le a spus, i-a spus, știi ce să faci? Ia baxaia, aia, ia cutia aia, mă, dar nu o arunca, te rog eu frumos, izbește de ceva tare, dă cu ea să se facă praf. fă cu ură, că te-a nenorocit și te-a legat. Și atunci să vezi, când ți ușa deschisă, când scoți computerul pe hol, când renunți la drepturile tale umane de a avea privat copiilor, nevestelor, bărbaților, acasă nu există privacy. În familie nu există privacy. Nu există your private space. Când te-ai pus sub controlul lui Dumnezeu și sub controlul celor din jur, să vezi că o să-ți fie ușor, din ce în ce mai ușor, să te dezlipești de aceste patimi dăunătoare. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.